eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi filmăm buget 50 din Pepco. Am aici sacoșa. Sper că se vede sigla. În principiu, știți că nu cumpărăm sacoșe de la magazinele de unde cumpărăm, indiferent dacă sunt haine sau chestii de genul ăsta, doar dacă am intenția de a filma respectivele produse, atunci accept sacoșa sau, na, depinzând după caz, o cumpăr. În cazul acesta, sora mea avea deja sacoșa de la Pepco, a păstrat una și nu a mai fost necesar să mai cumpăr alta, de asta este ceva mai mare decât... Bine, nu cred că... Adică toate produsele care sunt în interior, cred că tot într-o sacoșă de genul ăsta încăpeau, dar am, bineînțeles, și produse extra. Nu le-am cumpărat pe toate odată, le-am cumpărat în două tranșe, cum ar veni. Câteva dintre produsele pe care le-am aici deja știu unde o să ajungă, nu o să le păstrez. În principiu știți care este faza cu acest tip de videoclip. Merg în diferite magazine, dacă vreți să-mi propuneți și voi magazine, o să merg și în cele pe care mi le propuneți voi. Dacă nu, eu am câteva în minte pe care vreau să le urmez. Am făcut buget 50 din Sinsay și am făcut buget 100 de la Yves Rocher. La Yves Rocher, dacă nu ați văzut videoclipul și nu știți de ce e buget 100, puteți să vă uitați pe canal și să vedeți care a fost faza cu acel videoclip. Acum avem și din Pepco și urmează încă unul. Sper eu să reușesc să-l fac până de Crăciun, dacă nu o să-l vedem după Crăciun. Oricum, nici videoclipul ăsta nu știu exact când o să apară, pentru că este o mare învălmășeală ceea ce se întâmplă pe canal. Am avut, de fapt, încă am în momentul în care filmez eu, dar în momentul în care să vedeți voi videoclipul, am avut laptopul la reparat și în clipa de față aștept să vină. Și aștept să postez videoclipurile pe care le filmez. Am filmat foarte multe în timpul ăsta și nu știu cum o să apară, care o să fie ordinea, dar haideți să începem. O să pun așa sacoșa lângă mine. Eu, practic, o să vă arăt întâi produsele pe care le-am luat și se încadrează în cei 50 de lei, plus și după ce o să le arăt pe toate, o să vă arăt la final produsele care au depășit suma de 50 de lei, dar totuși le-am luat în aceste două ture de Pepco. Bun, vă spuneam că trebuie să... Nu știu dacă am menționat, cred că n-am pus niciun story pe baza acestui lucru. Particip la un Secret Santa și trebuie să cumpăr produse de o anumită sumă și m-am gândit că cele din Pepco, bine, mie mi-ar plăcea să le primez pentru că sunt niște lucruri foarte drăguțe, spre exemplu cana asta, și nu a fost decât 8 lei, o să vă arăt imediat și prețul. Este deja împachetată, ceea ce îmi place maxim. Pur și simplu nu trebuie să mă mai gândesc că o să se spargă în pachet, pentru că trebuie să trimit cuiva pachetul de Secret Santa. Și e deja împachetat așa, foarte drăguț. Are cutia identică cu cana și așa trebuie să arăt prețul. Ca să vedeți, 8 lei am achitat pe ea. În principiu vreau să fie cât mai multe produse folositoare sau utile în pachetul pe care o să-l fac de Secret Santa. Lucruri pe care v-am spus și eu mi le-aș dori să le primesc. Bun, rămânem tot la prețul de 8 lei. Am luat o păturică, îmi plac extrem, extrem de mult păturicile din Pepco. Acum au băgat unele de Crăciun, dar sunt relativ scumpe, aș zice eu. Sunt, am văzut și cu 30 și cu 40 de lei, dar sunt foarte, 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 foarte pufoase. Eu am luat varianta asta cea mai casual, ca să zic așa. Adică mie îmi plac păturicile astea să le pun pe pat. Și, spre exemplu, cum vedeți și asta, sora mea a luat-o tot așa pe asta și din Pepco. Și pe celelalte pe care le-ați văzut, cred că toate sunt luate din Pepco. Da. Și păturicile de genul ăsta merg foarte bine puse pe pat, pentru că se spală relativ ușor. La fel se usucă foarte repede. Tot o play am achitat și pe păturica asta. Și după cum vedeți, este 130x160, deci este destul de măricic, am zis eu că pe pat merge super. Bun. Tot... nu. Nu mai am o play. Nu.
La 6 lei am găsit varianta asta de vază. E foarte drăguță și m-am gândit că o să meargă foarte bine în poze. A fost 6 lei. Așa e prețul. Și, sinceră să fiu, am văzut tipul ăsta de vază în story la cei de la Pepco și am avut impresia că o să fie ceva mai mare. Când am ajuns acolo e cât palma aproximativ. E foarte micuță, dar m-am gândit că o să fie potrivită pentru florile astea de plastic pe care le mai cumpărăm noi și pentru poze în sine am luat-o. Nu neapărat ca să o folosesc pe post de vază de flori de astea tăiate. Adică naturale, dacă a venit într-un final cuvântul. 10 lei. Am luat acest suport de lumânare. Este ca un glob pământesc. În anotimpul ăsta rece, imediat cum dă frigul, toamnă și mai ales anotimpul de iarnă, îmi cumpăr și folosesc foarte, foarte multe lumânări. Îmi place foarte mult să las geamul deschis dimineața, să se aerisească în cameră și apoi să aprind lumânarea ca să miroase frumos. Mi se pare foarte drăguț și m-am gândit că pot să iau așa și lumânări. Mi-era cumva frică. Lumânările alea mici, candeluțele practic, cred că așa se numesc, candeluțe. În fine, lumânările alea clasice. Nu înțeleg ce. Încearcă să mi se sufle în cască, dar nu reușesc să citesc pe buze. Bun, lumânările acelea clasice, care au fundul ăla de metal, mi se pare cumva periculos, pentru că eu le puneam pe... Da, bineînțeles că îmi sună telefonul. Eu le puneam pe pervaz și mă gândeam că să nu se... Nu știu, să se lipească de pervaz sau chestii de genul ăsta. Eu o am cumva, e un fel de plastic sau ceva de genul ăsta, nu știu exact să vă explic. Nu e de gresie sau faianță, nu știu ce se pune. În fine, intru în prea multe detalii. Oricum am luat suportul ăsta și acum o să pot să le folosesc fără nicio problemă. V-am zis a fost 10 lei, dar nu cred că v-am arătat prețul. Haideți să vă-l arăt acum. Deci, practic, până acum avem 8 și cu 8, 16 și cu 6, a fost vaza asta? 6, 16 și cu 6, 22 și cu 10, 32 de lei avem până acum. Și am deja 4 produse în 32 de lei. E super avantajos, mie așa cel puțin mi se pare la Pepco. 32 și mai am aici 15 lei. Deci, practic, cu asta am depășit suma de... Avem 32 și cu 15. Avem? A, 32 și cu 15 face 48. 32? 47, ok. Da, mă depășește. Deci 47, n-am depășit încă. Am luat un set așa de luminițe, sau să-l păstrez eu tot pentru poze, m-am gândit că o să-l folosesc. Mi se pare foarte drăgălaș, plus că am văzut că are 2 metri. Luminițele astea. Eu am o problemă cu luminițele astea din Pepco. Îmi place foarte mult că sunt pe baterii, deci nu am nevoie de o priză ca să le bag undeva, dar sunt foarte, foarte scurte, adică, nu știu, au maxim un metru jumate sau maxim un metru jumate. Și când am văzut-o pe asta de 2 metri, am zis, a mea, dați-vă la parte, e a mea. Și am luat-o. Deci așa arată. Practic sunt 170 de centimetri de luminițe și 30 de centimetri până la baterie. O să fie, zic eu, că ok. Bun, o să vedeți oricum în poze pe Instagram și chestii de genul ăsta. Așa, deci cât am zis? 47? Da, mă sfătuiesc cu echipa tehnică, nu vă gândiți că nu merge altfel. Asta o să vi-l arăt imediat la final. Și am luat... Deci... Nici să nu mă întrebați ce am făcut. Nici să nu mă întrebați. Tocmai am stricat ceva. Deci, am luat așa, 3 suporturi de astea de... Super, minunat. Nu, o să vă arăt imediat ce am făcut, că nu se poate să nu mă laud cu ceea ce am făcut. Am luat 3 suporturi de astea de platouri, farfurii, bine, cum vreți voi să le numiți. Stați, poate are pe aici denumire ca să nu mă mai bâlbâi. Eu suport masă. E un suport masă, în traducerea celor de la Pepco, deci 47 de lei și cu 5 lei cât a fost un suport de ăsta, am ajuns la 52 de lei și practic am încheiat buget 50.
Și astea sunt produsele. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 produse în 52 de lei. Mie mi se pare destul de avantajos pentru că au și produse ceva mai scumpe, cum vă spuneam la păturici. Au și produse, au și păturicile alea pufoase, pufoase și extra, care în principiu eu nu le văd puse pe pat pentru că se tucește blănița aia și nu mai are niciun farmec. Deci, practic, tot așa, ceva de poze, aranjament, chestii, trestii, nu de pus pe pat cum sunt astea clasice. Și costă 30-40 de lei și mai e și varianta asta mai ieftină care costă 8 lei. Deci e pentru orice buzunar. Și acum să vă arăt ce am luat în plus. Nu-mi vine să cred că am stricat ce am stricat mai înainte, dar na. Am mai luat încă două. Astea tot așa m-am gândit pentru poze o să le folosesc, nu pentru suport de masă. Am luat pentru Crăciun. O să vedeți, avem videoclipuri programate și gândite pentru luna decembrie. Sper să vă placă ce v-am pregătit. Și ăsta tot așa pentru poze m-am gândit că o să le folosesc. Am luat suportul din fetru de la Kaufland, care a fost suportul tot cu 5 lei, am impresia, și au diferite modele cu sute. Bun. Nici nu vreau. Nu vreau să mă uit. Nu, mă doare sufletul când mă uit. Bun. Produse pe care le-am luat extra. Sincer să fiu, nu mai țin minte cât am dat pe lampa asta, dar mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Nu am noptieră, dacă la asta vă gândiți, deci nu o pot pune pe noptieră. Momentan stă pusă cumva pe șifonier, ceva de genul ăsta, undeva aruncată ca marea majoritate a lucrurilor pe care mi le iau, dar le folosesc la poze. Așa că, super! La asta i-am pus și bateriile, așa arată. Nu știu dacă se vede bine pe cameră, nu? Nu, ai conchid. Cred că am dat undeva la 30 de lei pe ea, 25, 20, cam așa. Nici într-un caz nu cred că am dat mai puțin de 20, cred că 30 a fost. Nu are pe fund aici să vă arăt. Ah, nu cred că v-am arătat prețul la una de asta, nu? Nu l-am arătat. Ca să mă credeți că e 5 lei. mi-a plăcut, astea mi-a plăcut foarte mult pentru că lucesc așa, super, super de Crăciun. Tot ce e de Crăciun trebuie să lucească. Bun, și ceea ce am stricat. Uf, îmi vine să plâng când mă gândesc. Mi-a plăcut extrem. Doamne, și era și partea asta frumoasă. Ce triste sunt. Am luat o lumânare pe care o să mă mai duc să mai cumpăr o dată, aparent. Of, am să-i scos și prețul ăsta. Deci, e un con de brad și era foarte drăguț, tot pentru poze. Tot pentru poze era și uitați ce am făcut, a căzut și am făcut aici, au și mizerie și s-a stricat aici. Da, tocmai mai costă o bucată, trebuie să mă duc să cumpăr altul. Așa arată, era foarte, foarte drăguț, aparent o să-l aprind. Mai am și varianta aia de trandafir, ați mai văzut-o în poze. Nu mă miroase nimic, dacă asta vă întrebați și eu mă întrebam asta. Și prețul a fost 10 lei. N-a fost foarte mult, dar chiar voiam să o păstrez pentru poze. Mi se părea super drăguță. Bun, și astea sunt cele două produse care practic depășesc suma de 50 lei, plus două din astea, două suporturi. Și restul de produse, haideți să vi le arăt pe toate, dacă reușesc. Sunt foarte supărată. Se vede, cred că. Trebuie să mă duc să-mi cumpăr altă lumânare. Așa, și voiam și să o folosesc acum în poze. Se pare că nu o să mai folosesc. Doamne, sper să nu mai spar ceva. Astea sunt produsele. Se vede? Sper că se vede. Așa, astea, deci cele pe care le vedeți. 5. Plus un suport de asta. Și avem buget 50 din Pepco. Mi-a plăcut că v-a plăcut acest tip de videoclip. Mie îmi place foarte mult să mă duc așa să dau câte 50 de lei. Bine, mai mult în magazine. Ce supărată sunt. Dar nu vine să cred, am dat pur și simplu peste ea. Și, na, s-a spart. S-a spart. S-au rupt chestiile astea de la brad și nu mai am ce să mai fac. Nu pot să mai folosesc ca poze. Sau pot?
nu știu, așa, doar de sus și dintr-o parte. Mm. Vedem. Mă consult cu echipa tehnică și vedem dacă mai cumpărăm alta. Cel mai... sau produsul preferat din toate astea, cred că era lumânarea. Acum că am spart lumânarea, e lampa. Ok, haideți că închei, că deja e gata. Sper că v-a plăcut acest tip de videoclip. Mie v-am spus, sau de fapt eu am văzut că au avut destul de multe aprecieri celelalte videoclipuri pe baza contextului ăsta și na, sper să vă placă și acesta și dacă mai vreți puteți să-mi lăsați în descriere magazinele pe care le vreți să le mai vedeți. Eu mai am două idei și aștept să mai bage niște reduceri ca să fie mai multe produse, să fie mai interesant, că nu are sens să iau un singur produs, spre exemplu, nu știu, să mă duc în H&M și să-mi iau o perechi de pantaloni la 50 de lei și gata, buget 50, wow. Nu, cât mai multe produse ca să vedem dacă magazinul respectiv are sau nu are varianta asta de mai multe produse într-o anumită sumă sau dacă urmărește doar contextul ăsta de a avea un singur produs de 50 de lei. Sunt multe magazine la care mi-aș dori să fac buget 50, dar nu am ce să încadrez în 50 de lei. La unele nici măcar un produs nu este doar 50 de lei sau mai puțin de 50 de lei, deci... Da, cam atât am avut să vă spun. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și comentarii, v-am spus ce să-mi lăsați, sugestii de magazine. Eu am fost Andreea și până data viitoare v-am pupat!